Astăzi facem înghețată de vișine și de zmeură. Avem nevoie de vișine. Am 50 de ml de frișcă lichidă. Am o lingură de miere și două banane coapte foarte bine. În blender punem vișinile congelate. Punem banana și cu miere. Miere zaharosită și 50 de ml de frișcă lichidă și blenduim totul. Aici am 60 de grame de frișcă lichidă care o am să o bat spumă. Uitați consistența cum arată frișca. Am bătut-o cu două linguri de zahăr. Zahăr brun am pus de data asta. Și acum iau și răstorn peste vișine. Ia uitați compoziția de vișine cum e înghețată cum e. Am răsturnat-o în blender și acum blenduiesc. Așa arată, am pus un cansolet, o bag la congelator.